că m-ați mărit deja și începând cu următorul sportiv premiat se schimbă și cadourile. Aș dori ca fiecare dintre sportivi care pășesc cu fața moșului să vorbească cu faptul puncte la fără de schimbe care au făcut. Pentru că sunt sportivi care au trecut prin tenis, sunt sportivi cu rezultate extraordinare, sunt sportivi cu experiență extraordinară și foarte multe sportivi se pot învăța de ceva. Absolut ce vreți. Înainte de a începe, aș vrea să spun că în acest an, toți sportivii care au reușit să câștige o medaie a campionatului național pe echipă, au primit din partea clubului un training și o geacă, precum și o premier astfel, pe lângă cadourile obișnuite, vor primi încă o plăsuță cu aceste spune premier. Să nu uităm, fiecare sportiv are de la Gazeta Sporturilor, da, cât o învâță cu un CV și o hârticică. Foarte interesant. Îi place să mai la atac. La multe prieteni, să știați că sunt polițiști. Este persoană echilibrată, calmă și ambițioasă. În acest an s-a dat cu mesele acestui de-a putoști. Îi place să asigură cu cei la meci, să se implice mai bine cazul, pentru că din ce în ce mai des, proba de lucru ne face diferență. Așa cum a fost cazul de ei cu Piteștiu, în special, care a dat la toată echipă. A reușit să câștige medalia de bronz la care a dat la toată echipă. Și se discute finala de dublu, Olimpia Futures, desfășurată în București. Lazar Alexandru. Partea clubului. Premiera. Am întâlnit la sfârșit toți cei care au primit echipament și pe primul rând vreau să-l felicit pe domnul Ovidiu pentru ce a realizat aici. Și în al doilea rând, aș dori să vă urez mult succes celor care jucați la Este o fire veselă, ambițioasă, socială, foarte prietenoasă și face foarte mult să mai compară, ci se vinde. Face de asemenea, în timpul liber, se iasă cu prietenii să relaxeze, să parteze, să scrieze. Când aproape tot timpul, adoră pisicile, dar este fitele frânge și insecte și respectă mereu un program strict inorganizat. Ne lăsăm lucrurile aranjate. Nu-i place să fie mințite și de aceste persoane care au două părțe și prietenii fași, preferă să existe un lucru în parte și să arunca la cineva. A participat pentru prima dată de echipa de juniare, cu cei din titlul de campion națională, dorindu-și însă ca la să ajute mai mult de echipa. A reușit de asemenea ca să aibă locul 3 la campionatul local în zonă de ochi special, locul 3 la trofeul orașului București, locul 3 la Cupa Mamaia, Lidu, și locul 3 la Ocul Municipal București, Marie Marina. Să fie așa. Și preferă să fie urmat de alții.
încearcă să-și petreacă cât mai mult timp alături de prieteni și persoane dragi lui. Are și efecte, ci nu am destul de credere în ești, de multe ori pe cel mai dragi al lui Valoar. Este stângat și din Oravia și s-a alăturat lotului de senior în acest an. Pe terenul de tenis încearcă să se simte cât mai bine și confortabil, dorind mereu să dă tot ce poate pentru a obține toate planificate, iar afară de terenul de tenis încearcă să aibă un program destul de bine organizat. Anul acesta nu a putea jucat, însă a reușit câștigarea medalii de bronz la campionatul național de echipe senior, precum și calificarea 3 ori pe tablou principal la turneul Futures, Andrei Dărăman. Are cadourile puse deoparte și va primi cu prima ocazie de a ajunge o curăție. Anul acesta a creat în casa noua, cu proastă bumboacă, vești cu șepița pe cap și răspunță de la sa. Didi, așa că o alintă colegii, spune că este o adolescentă obișnuită care încearcă să-și îndeplinească visul de a deveni un jucător de top. Am văzut de toată un om adevărat. Are numai 15 ani, vine la tenis de plăcere, însuțită mereu de cele 5 făcuțe atrate de Mobec și a progresat foarte mult în joc, ceea ce ne face să sperăm că o regăsi și la nu tot aici la premier. Este campion național de echipa de junior, dar campion național pe echipe. Este finalistă la Junglie, la Old Bridge Cup, cu turnul tenis Europe de categoria 16 ani, și sunt finalistă la Junglie, la Ceva și Cup, în Istanbul. De asemenea, turneu tenis Europe, categoria 16 ani. Diana Neagu. Ioana Alexiu.